Prim ajutor știm cu toții. De trusele de machiaj știu mai mult femeile. Dar de trusele pentru mormântare chiar nu cred că ați auzit. În schimb, mai mari din Episcopia Romanului și a Bacăului au hotărât punerea la vânzare a unor astfel de produse. M-a dat icoana. Da. Îndrumătorul pentru mormântări. Crucea, toiagul, cărbune, tămâie, și asta tot tămâie. Și trusa pentru tămâie. Reprezentanții bisericii spun că au creat trusa de înmormântare la cererea enoriașilor. Oamenii au venit și le-au spus că atunci când pierd pe cineva, nu știu ce trebuie să cumpere sau ce ritual trebuie să respecte. Această trusă practic adună într-un singur loc lucruri ce sunt de folos în aceste momente dureroase, triste, din viața fiecărei familii. Creștinul poate rândui, așa cum se cuvine, slujba, pregătirea pentru slujba de înmormântare. Trusele au fost scoase pe piață de săptămâna trecută. Episcopia Romanului și Bacăului a pus pe ele un preț de 25 de lei. Toate fondurile care se vor strânge prin achiziția acestei truse de înmormântare vor fi folosite la continuarea proiectelor social-filantropice. Însă trusele au ajuns și marfă de bișniță pe lângă mănăstirile și bisericile din județ. Prețul lor ajunge și până la 40 de lei. Părerile enoriașilor sunt împărțite. E normal ca fiecare om să nu-i se pară că da prea mult. Că și aici, când te duci și spui o rugăciune, e o lumânare, dai 5.000, nici o plătești. Dacă am posibilitate, cumpăr, dacă nu. Costă 400 de mii. Da. Mulți bani. Foarte bine că au făcut așa ceva, că oamenii nu știu unde să ducă, ce să facă și foarte bine. Deocamdată au fost scoase la vânzare doar 1.000 de astfel de truse. Una dintre puține.